Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a inspectat vineri lucrările de reabilitare și modernizare a Palatului Administrativ din Suceava, declarând că acestea au ajuns la un stadiu de execuție de 70%. Suntem la clădirea Palatului Administrativ din municipiul Suceava, împreună cu constructorul. Suntem la 70% stadiu fizic de execuție. Aici se vede mansarda, deci peste 2100 de metri pătrați acoperită cu țiglă ceramică. În spatele meu se văd panouri fotovoltaice. Aceste panouri asigură o putere instalată de circa 50 de kW, undeva peste 20% din consumul care este la clădirea Palatului Administrativ este acoperit de panourile fotovoltaice. Avem aici pompele speciale pentru aerul condiționat care ies undeva pe o terasă tehnică. S-a lucrat intens în această vară la acoperiș cu suport metalic. S-au refăcut, după cum se văd, toate coșurile de fum, ținându-se seama de arhitectura veche și e foarte important. Sunt peste 9000 de metri pătrați de tencuieli. Sunt peste 2000 de metri pătrați de binale, adică uși și geamuri. Am văzut că în mare parte dintre ele sunt aduse. Se pregătesc să se retragă spre interior. Vara a fost cald și le-a permis să lucreze în afară. Sper ca anul viitor, așa cum este termenul din contract, să fie finalizată această clădire extrem de importantă și simbolică pentru județul Suceava și pentru această parte de țară. Vreau să le mulțumesc foarte mult constructorilor pentru implicare, arhitecților. Noutăți o să avem. Sala Unirii din interior va fi sală de ședințe, iar cealaltă sală, sala Ștefan cel Mare, va fi sală de festivități. Județul Suceava va avea suficiente evenimente cu un grad de solemnitate mai mare și atunci această sală Ștefan cel Mare cu vitrarii va fi sală de festivități. În rest am văzut, s-a lucrat birouri funcționale, tot ce înseamnă securitate, depistarea la incendii, toate s-au avut în vedere de către proiectant și de către constructor.